Dragoș Burlacu este artist vizual și se exprimă în domeniul picturii. Totul la mine se împarte în două. Adică activitatea mea odată se împarte în două zone destul de clare ca orientare, deși e vorba doar de pictură. Și general e vorba și de un grup și o activitate în grup și o activitate personală. Dar cred că toți care am terminat o academie de artă am primit ștacheta de la niște profesori care au fost formați în realism social și indirect ne-au transmis o anumită școală. Asta în ultimii ani văd că este speculată fericit. Adică arta românească a început acum să-și înțeleagă valorile și hibele și să le pună la un loc și să facă, să scoată un produs în Europa. Cel puțin în ultimii 2-3 ani au început să miște lucrurile. În ceea ce mă privește, realismul a fost întotdeauna în zona mea, sau eu am fost întotdeauna în zona realismului. Uneori l-am abordat fotografic, uneori hiper și uneori expresionist, dar tot timpul am lucrat figurativ și realist. Cam asta e zona. Pe mine mă bucură că începe să nască o generație, începe să apară, să se contureze un număr de artiști care să aibă forță mai mare când ies. Asta mi se pare esențial. Și galeriile, la fel, după o perioadă ușoară de stagnare, a fost un boom la un moment dat, după care a fost o cădere a galeriilor, au dispărut câteva, chiar Galeria Nouă, care a fost un punct important tare, avea un public al ei foarte, foarte activ. Acum, cu deschiderea Point-ului, cred că s-a pus o cărămidă destul de grea. Da. La autoreferențială, cea mai clară serie este Insomnia, care mă are pe mine în centru imaginilor. Sunt, în general, lucrez după fotografii sau îmi creez fotografic sursa de imaginea de inspirație. În zona cealaltă de socială, cred că aici sunt mult mai multe, începând cu seria Trafic, în care am adunat la un loc multe influențe. Chiar o lucrare a fost cu un autobuz cu mai multe ferestre și în fiecare fereastră existau mari maeștri pe care i-am ales eu la vremea respectivă și ei purtau un dialog cumva cu un tânăr absolvent care era un fel de autobuz al artei, adică era cu Picasso, cu Van Gogh, cu Vermeer, destul de interesant. Aia era adresată și așteptam reacții de la colegii mei și au și apărut. Apoi a mai fost o serie cu Shaolitic, s-a numit, au fost niște stensiluri pe bucăți de lemn cu foiță de aur. Aici am încercat să fac o galerie a figurilor politice foarte importante de la vremea respectivă, asta se întâmpla cam în 2005. Și combinația foiță de aur și stencil mi s-a părut interesantă pentru că combină arta, cel puțin ca materiale și ca trimiteri, combină arta urbană care atunci era într-o mare vogă, toată lumea vrea să o prindă, să o arhiveze, să o înțeleagă, cel puțin în București, cu icoana, cu ceva prețios, tabu, de care n-ai voie să te legi. Și stensilurile create au atins probleme delicate la vremea aceea, cum ar fi terorismul, apare și Osama, Putin, Bush, și au o notă ironică destul de clară. Ultima serie care va fi expusă acum, cea cu Understanding History, face parte din aceeași zonă de socială, de sondare, de înțelegere. Pe lângă asta, de prin 99 până în 2005, am făcut parte dintr-un grup în care am mers efectiv și strict doar pe zona socială. Chiar am făcut interviuri cu artiști, am încercat să înțelegem niște lucruri, performance-uri. Una s-a numit Ideal Beauty, care a fost efectiv o temă de cercetare și acolo am încercat să mă dezbrac de toată încărcătura care o adusesem până atunci în pictură. Am ajuns la un moment dat și mi se părea că sunt încărcat de simboluri, de tehnici și așa mai departe.
asta ca și realizare, după care am încercat să înțeleg idealurile de frumusețe, ce înseamnă. Am studiat puțin teorie în zona esteticii, a esteticii corpului uman, legea atracției și așa mai departe. Și tablourile poate spun sau nu spun asta, dar am pornit acolo la o cercetare și am ajuns la concluzia că, de exemplu, în anumite cazuri, persoanele care au o relație foarte lungă, care se iubesc, să zicem, de 5-6 ani, încep să semene destul de bine. Și am făcut o documentare fotografică, i-am fotografiat și am unit fețele, jumătăți de fețe le-am pus împreună și am încercat să le fac. Și de asemenea simetria, am studiat foarte mult simetria, pentru că se știe foarte clar că e regula numărul 1 în acceptarea frumuseții. Pe de altă parte, cele care au fost frumoase și care au fost acceptate prin Bienala de Tineret, de exemplu, sau în alte expoziții, au fost cele cu luptătorii de sumo sau cu idealuri de frumusețe care nu ne aparțin nouă. Nouă românilor, adică în spațiul nostru un tip de 200 de chile nu poate fi atractiv, pe când japonezii le cad pe spate. Și a mai fost seria cu drosofila, cea de care spui, cu muștele. Acolo am făcut un zoom puternic și am izolat musca, care mi se pare foarte amuzantă. Povestea a început de la Bistrița, dintr-o tabără, cu musculița bețivă, pe care toți o cunosc. Și am creat o poveste în jurul muștii, adică musca devine personaj central, are viață, personalitate și așa mai departe. Și sunt lucrări cu o doză mare de umor și cu o cromatică destul de puternică, cam în 2006-2005 a fost seria. Acum, în schimb, în ultima vreme, nu mai gândesc să epatez cu nimic. Mă interesează o stare de echilibru, o stare neutră. Mă interesează ca privitorul să aibă mai multe leere de percepție, să intre încet, adică să petreacă. Există lucrări care te impactează în 2 secunde și ai terminat cu ele, te muți mai departe, nu mai ai ce să primești. Și există lucrări la care poți să stai un sfert de oră, 5 minute și contempli și descoperi și primești. Mă interesează starea asta, adică să pot pătrunde și prin lucrările mele să mă conectez cu privitorul la un alt nivel. Și de-aia ultimele lucrări sunt monocromii, sunt rafinate, sunt cu contraste destul de fine și trebuie să treacă puțin timp ca să le primești.